Eu sunt Caterina Henning, sunt din origine elvețiană. Mama este din Elveția, tata este din Elveția. Noi am trăit acolo, toată familia am crescut acolo, am mers la școală acolo. Când am venit în România, aveam 24 de ani. Fiind inginer agronom, tot așa și fratele meu, noi am căutat să lucrăm cu pământ. Și m-am îndrăgostit de un sat mic numit Firiteaz, unde stăm acolo. Și noi am găsit în România această oportunitate să stăm împreună, să avem o fermă, să trăim practic visul nostru și am descoperit cât de frumos este. Astăzi vreau să gătesc shaorma, dar am reinterpretat, bineînțeles. În loc de pâinea aia pufoasă, plină de gluten, vreau să folosesc de pâine de la ferma mea. L-am macinat proaspăt și vreau să fac un fel de aluat de clătite, dar eu nu fac cu ouă, fac pur și simplu cu apă și ulei. În loc de carne vreau să pun tofu, curry, chimen și un chimion, este încă un alt fel de chimen. Asta este o sare cu condimente și flori care eu le adun pe câmpurile noastre. Fac două sosuri, unul este un fel de maioneză, dar în loc de ouă folosesc pasta de Suzan și o să o combin cu muștarul care îl fac. La mine, la fermă, cu niște femei din sat. Mai fac un sos barbecue, care este pasta de roșii, tot cu muștarul meu, este obligator. Am învățat să iubesc natura și tot așa a venit și ideea de a mă hrăni sănătos. Eu sunt o vegetariană convinsă. Sper că shaorma asta integrală și vegană să le placă șefilor. Cred că am șanse să iau două cuțite, trei acum, nu știu, ar fi obraznic. Vreau să tai aici o inimioară și să fac un mic mesaj pentru șefii, să vadă că este făcut cu drag, crescut cu drag, că îmi place această țară. Putem să mâncăm sănătos, dar și bun și să ne înlocuim obiceiuri astea de fast food cu lucruri tot așa de bune. Flori și cu asta am terminat. Gata. Ce are de aici? Acum avem o fiecare câte jumătate de homar. Ar fi bun. Cred că m-aș mulțumi și cu o langustină. Este ceva roz din farfurie. E crevetă. O coadă de ceva. Ba nu mai e crevetă. Stai așa. Stai. Hai, sunt ceva stai, anten. E crevetă. Mamă, dacă boia... Păi da, uite ce antene sunt. Luați un cerc, că sunt niște antene și te pe aici. Nu este niciun animal. Și... Bă! Ia uite, bă! Ce-i asta, mă? Ce-i aia, mă? Chis că este asta? Ai, un spic de grâu, bă! Tată, dar așa să ne speriem de un spic de grâu. Am și inimă, uite, cu steagul României. Ce-i asta, mă? Dar ce e aici? E un alt fel de tacos? Ce e asta? Nu știu, tată. Ia, mă, ce ești, frate? O omletă. Ia uite aici câte ierburi, bă. Nu e pui cu chiuri? Băgat în vafă, băi. Nu e, mă, cum spune... Tofu da. Sau halloumi? Tofu. Bă, da, a făcut vafă cu făină integrală, vezi? Healthy choice. Bă, ia aia din muștarul ăla singurat, așa. Sunt amândouă sosurile, clar. Porumb, tofu, castravete, mărar, pătrunjel. Băi, o mâncare... mărar. Nu e de la noi, din țară neam. Da, da, iubește România. Sigur. Mă, știi că era o melodie de aia unde o chinezoaică cântă? Roșu, galben și albastru. România, 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 cât de dragă mi-ești tu mie. Ai văzut ăla? Da, am văzut ăla drept. Îl cântau. Mâncare de asta n-am mai mâncat. Florica, e vegetarian aici. Pentru tine a gătit-o, bă. Cine a gătit, bă, frate? Un rob vegan. E clar că un rob vegan. Sau vegan. E vegan sau rob vegan? E unul care te știe că tu erai așa de înverșunat împotriva lor. Asta zic, a auzit. Și a vrut să te convingă, zice Florin. Uite, asta e. Convertească. Să te convertească, da, da, bravo. Un tacos. Aseamănă tacos, așa. Plecăm de la ideea că e vegetarian și avem foarte multe semne aici că iubește România și eu nu cred că e român. Așa. Ce... Uite ce tare e asta, mă, frate. Da, asta este deosebit. Nu
cel mai bun mâncat vreodată. Doamne. Mie îmi place carnea, sincer. N-am nimic cu ei, dar mie îmi place carnea. Oh, nu mai pot. Bună, bună seara. Bună ziua. Ați venit să ne luați analize? Sânge? Vreți să dăm sânge? V-am dus o sare cu flori, cu toate culorile României. Păi dați-ne. Cu flori și cu condimente de la ferma noastră. Sunteți românca? Nu. Sarea florilor. Sunteți românca? Am înghițit. Dar bune, nu? Ce sunt? Suedeză. Daneză. Engleză. Nu. Spune ceva în limba ta. Oh, vegans kebab gemacht, hofft es sich gefällt. Austria? Elveția. Da. Elveția? Elveția. Schweizera. Elveția. Schweizera. Eu sunt Caterina. Și cum te vorbiți atât de bine română? Mulțumesc. Stau acum de 8 ani în țară. 8 ani? Da. Am o fermă cu fratele meu și cultivăm cereale de toate feluri. Cum ați ajuns în România? Am vrut să fac agricultură. Sunt inginer agronom și am fost în România în vacanțe și m-a plăcut foarte mult. Simplitatea vieții, dacă zic bine, la țară. Gâște pe stradă. Eu asta am căutat. Gâște pe stradă. Ce ne-ai gătit aici? Cu un fel de shawarma, kebab sănătos, cu produse din România. Dar de ce? Pentru că se mănâncă mult în zile de astăzi și eu încerc să văd ce mănâncă lumea și vreau să înlocuiesc cu lucruri sănătoase și bune. Ce e cu muștarul ăsta? Muștar este făcut de la mine. Fac 14 feluri de muștar. Serios? Da. În echipa căruia dintre noi ai vrea să faci parte? Cu Florin, că îmi plac bărbații cu păr lung. Dă-mi și mie să notez, te rog. Yeah, nu-ți dau nimic, lasă-mă în pace. Te rog. Că deja mă întrece azi. Of, Caterina. Eu nu sunt vegetarian absolut deloc. Nu mă supăr. Mai mănânc și legume. Nu înțeleg foarte bine genul ăsta de mâncare. Revenim la cuțite, unde Caterina a pus în farfurie o shawarma vegană. În mod cert, jurizarea e cu de toate. Of, Caterina. Eu nu sunt vegetarian absolut deloc. Nu mă supăr. Mai mănânc și legume. Nu înțeleg foarte bine genul ăsta de mâncare. Fiecare e cu treaba lui. Așa e. Nu sunt fan tofu absolut deloc. Dar este o chestie gustoasă. Bravo! Ok, mulțumesc! N-am o reputație foarte prietenoasă printre vegetarieni și rovegani în această țară, să știi. Nu mă supăr. Dar mi-a plăcut foarte mult. Foarte gustoasă, foarte interesantă, parfumată. Serios. Mulțumesc! Bravo! Cultura și muștarul sunt senzaționale. Ok. Chiar dacă nu au carne. Asta este pentru tine. Oh, da. Mulțumesc mult. Bine ai venit. Ne vedem în proba următoare. Ok, mulțumesc. Care va fi cu carne. Tofu, nu? Ați spus? Nu, carne. Am zis tofu, bine. Carne. Să-i pregătim amplasul pentru Scărlătescu. Are un eveniment mare de 3000 de persoane și trebuie să tocăm carne. Și atunci o să facem cu voi treaba asta. Da. Da. Vedem. Mulțumesc. La revedere. La revedere.